Dacă citim în Matei, la capitolul 26, de la versetul 53, este unul dintre locurile în care vedem lucrul acesta. În grădina Ghețiman, o groată mare împreună cu vânzătorul Iuda venea ca să-l prindă. Și atunci, unul din ucenicii lui Iisus a luat sabia și a rănit pe robul marelui preot. Și uitați-vă ce le spune Iisus. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile
care zic că așa trebuie să se întâmple. Să știți că prorociile din vechime, ca privitoare la Iisus Hristos, nu erau cele care determinau implacabil destinul lui Iisus și calea pe care Iisus Hristos avea să o trăiască pe acest pământ. Nu! La fiecare pas, El alegea. Avea o altă alternativă. De exemplu aici. Credeți că n-aș putea să cer tatălui meu să trimită îngeri și să mă scape? Avea alternativa aceasta. Dar a decis să facă în așa fel încât ce era scris despre el să se împlinească. Știți că în Scriptură sunt lucruri care vorbesc despre noi ca și fii ai lui Dumnezeu? Știți că sunt versete care ne vorbesc despre modul în care vor trăi pe acest pământ aceia care sunt născuți din Dumnezeu? Sunt versete care ne spun lucrul acesta. De exemplu, ne putem uita în 1 Ioan, la capitolul 3, cu versetul 9. Și aici avem un verset care zice așa. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Vorbește despre mine. Unul care a fost născut din Dumnezeu, care l-a primit pe Iisus Hristos. Vorbește despre fiecare dintre dumneavoastră care ați intrat într-un legământ cu El și astăzi suntem fii ai Săi. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Adică nu rămâne într-o stare de păcat. Nu-i vorba că nu cade. Dar El se străduiește și se poate spune afirmația aceasta despre El. Nu păcătuiește. Asta e normalul vieții Lui. A fost scris cu 2000 de ani înainte despre mine și despre dumneavoastră. Oare suntem preocupați să facem în așa fel încât cuvântul Scripturii să se împlinească cu privire la noi înșine? Cum Iisus avea posibilitatea și în fiecare pas să aleagă ce să facă? La fel astăzi, Dumnezeu ne-a lăsat nouă. Această prorocie nu se împlinește pentru mine dacă eu nu-mi dau silința să fie așa. Dacă nu, eu nu caut să împlinesc, nu caut să fac în așa fel încât să se împlinească cuvântul acesta pentru mine. Am văzut și am rămas marcat citind felul în care Iisus Hristos a suferit și a înviat despre marea preocupare pe care o avea la fiecare pas ca să se împlinească cuvântul care era scris despre El. Și m-am gândit că mie îmi lipsește de multe ori această preocupare. Și seara aceasta, pentru lucrul acesta, ar vrea să ne rugăm. Haideți să ne uităm la Iisus ca și la exemplul nostru. Acel care în toate lucrurile își dorea cu ardoare și făcea în așa fel încât Scriptura să se împlinească cu privire la El. Noi, ca și fii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem aceeași preocupare. Cuvintele care din vechime, de 2000 de ani, au fost scrise pentru mine și pentru dumneavoastră. Să facem ca astăzi să se împlinească în viețile noastre. Să cerem putere din mâna Domnului. Să cerem această preocupare. Să cerem această dorință de a împlini cuvântul Domnului, de a face în așa fel încât Scriptura să se împlinească în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră. Haideți să mergem în rugăciune și să ne rugăm Domnului pentru acest lucru. Amin. Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus, Doamne, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești. Să nu dau înapoi niciodată, Doamne, să mă spun cu voi, Tatăl, așa cum Tu, Doamne, te-ai spus cu voi, Tatăl, și-ai spus voia Lui în toate lucrurile. Tu ai venit, Doamne, pe pământ ca să faci nu voia Ta, ci voia Celui ce și-a trimis, Doamne. Și noi am intrat în legământ cu Tine, ca să noi facem voia noastră și plăcerile noastre care
țară, nu în țara noastră, ceea ce nu ai rânduit pentru noi, Domnul meu. Învață-ne să alegi mereu să se facă voia ta. Dar este important să am această preocupare în mine, pentru că Dumnezeu nu trece peste ceea ce aleg eu. Am dreptul să aleg ce să fac cu viața mea. Am alternative. Dar Domnul să facă ca mereu să alegem calea voii Lui. Să facem ca în noi să devină realitate lucruri care au fost scrise cu mult timp înainte despre noi, cei născuți din Hristos. Amin. Aș vrea să cântăm și cântarea Ține-mă în mâna ta. Cei care puteți să rămâneți în picioare, puteți să rămâneți în picioare, iar mai apoi fratele Mihai va veni și ne va da următorul îndemn la rugăciune. Ține-mă în mâna ta.
mulțumesc. Stau liniștit, știu că ești Domn și o iau ca un semn din partea Domnului că Dumnezeu binecuvintează și ceea ce am avut pe inimă și în această seară. Am un pasaj în care e vorba de Pavel, care ajunge în închisoare și care ajunge să fie bătut pentru credință. Și din Faptele Apostolilor vreau să citesc de la capitolul 16, ce norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sira se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Când vuiesc oceanele, când e greu, când vuiești oceanul, înseamnă că ești în barcă, înseamnă că vine apa, că intră apa în corabie, că nu știi dacă ajungi la sfârșit, nu știi dacă mai scapi de acolo. S-au dus alții la Iona și au zis, ce să facem să scăpăm? Aruncați-mă în mare să se liniștească oceanele, să se liniștească mările. Și noi, ca și credincioși, putem avea pace. Că atunci când avem probleme, atunci când nu știm unde ajungem, putem să rămânem cu Dumnezeu. Și Pavel a stat înaintea Domnului în rugăciune, Domnul descoperit, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe slujitori ca să meargă în lucrare, ca Domnul să-i binecuvinteze, frații s-au postit, s-au rugat pentru ei, s-au dus în lucrare și te așteptai că vine o mare trezire și totul în regulă. Și să duc în misiune ei și mărturisesc pe Domnul și să faci o răscoală. Și în loc să fie marea trezire, ajung acolo să le smulgă hainele de pe ei, să aibă probleme, să le bage picioarele în butuci. Și te-ai fi așteptat să se uită în sus și să spune, Doamne, dar noi am făcut voia Ta și uite unde am ajuns. Dar Pavel și Sila aveau altă minte, aveau altă gândire. E pe la miezul nopții, înălțau rugăciuni, cântau cântări de laudă, slăveau pe Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Mie mi-a fost alocată pentru o săptămână de rugăciune o grupă de la 3 la 4 și mă bucur, știți ce mă bucur? Alteori pierdeam vremea de la 3 la 4, de mult. Dar acum pot să cânt, pot să mă rog Domnului, să mijlocim Domnului. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să pună suflul ăsta, să putem să cântăm, să ne rugăm și la miezul nopții, să putem să cântăm, să fim pregătiți în fiecare moment, și când sunt probleme, și când nu sunt. Noi ne ocupăm și avem aici o echipă de laudă și închinare, zicem, și îți vreo 45-46 de persoane. Vrem să avem o rugăciune pentru ei și vrem să avem o rugăciune pentru toți ca să fim închinători. Așa cum cred că am mai anunțat, noi așa vrem să cântăm încât să cânte toată biserica. Adică toată e o echipă de închinare aici și Domnul e Cel care e slăvit și lăudat în ce facem noi. Dumnezeu să pună focul ăsta în noi, să nu privim niciodată către Dumnezeu, să întrebăm de ce stau lucrurile așa cum îs, ci să spunem, te lăudăm că deși nu înțelegem de ce sunt așa lucrurile, Tu ești în control. Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor, și când e bine, și când e rău, tot Dumnezeu e în control. El e stăpân slăvit să-i fie numele. Dumnezeu stă pe tron și când potopul a venit, Dumnezeu era tot pe tron, nu l-a speriat, nu l-a șocat. Când vine necazul în viața ta, Dumnezeu e pe tron, aș vrea să avem o rugăciune. Doamne, lasă foc de laudă în viața noastră, foc și dorință de închinare în viața noastră, foc să te înălțăm atunci când nu ne convine, atunci când nu suntem așa cum trebuie, când nu ne tratează oamenii așa cum trebuie. S-ar putea să fii supărat pe cineva, s-ar putea să te supere frații. S-ar putea să vină satana să te înșele, să te superi pe ei. Atunci ai momentul să-L lauzi pe Dumnezeu. Când tu crezi că ai fost nedreptățit, Domnul Iisus a fost nedreptățit, putea la Pilat să-i spună altele, dar atunci s-a închinat ca să se facă voia lui Dumnezeu. Ne rugăm ca să vină foc de rugăciune în inimile noastre și pentru cei implicați în lucrare, întotdeauna să aibă un foc și o dorință să laude pe Dumnezeu dintr-o viață curată și sfântă. Nu vrem să lăudăm pe Dumnezeu dintr-o viață care am trăit oricum.
dar vrem să avem foc și dorință de laudă. Așa că ne rugăm pentru echipa de închinare, Dumnezeu să lasă focul ăsta în orice circumstanță și apoi pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne rugăm! Vă invit să luăm locurile. Înainte de a merge mai departe, aș dori că dacă au fost descoperit din partea Domnului să fie spuse, astfel încât să le știm toți. Slăviți să fie Domnul! Așa am primit pentru frații noștri la laudă și închinare. Așa vorbește Domnul! Iată că locul acesta este trasat mai dinainte. Locul acesta este hotărât, zice Domnul, pentru că vreau ca numele meu să fie înălțat în adunare. De aceea tu, care vii înaintea mea, cercetează-te în amănunțime, chertore la mânera, că locul acesta este un loc deosebit, un loc sfânt. De aceea
Sfințește-te, curățește-te și eu, Domnul, te primesc, pentru că vreau să fac din această lucrare o lucrare deosebită, prin care să-mi întăresc poporul, să-mi zidez biserica, de aceea, Remanar, ți-am mai vorbit și am să-ți vorbesc ca să înțelegi. Da, zice Domnul, te-am înscris la oaste, pentru că și locul acesta este un loc deosebit, prin care tu ești chemat la luptă. De aceea, adu-ți aminte de poporul meu, că lor ta manera cum înconjurau zidurile pare manera, ziduri puternice care s-au dărâmat. Așa vreau să fac și din tine un popor deosebit. De aceea stai la îndemâna mea, smerește-te, că lor ta manera și eu, Domnul, voi lucra. Amin. Domnul mai pregătește la laudă și închinare tineri, să spun așa că-i văd că-s mai mici, care stau și așteaptă ca să vină și ei să laude pe Domnul. Așa că Domnul îi pregătește și pe tinerii care sunt mai mici. Amin. Slăvit să fie Domnul! Și eu am primit pentru cântare și laudă. Dacă lucrarea se va lăsa în ritmul și în cadența care Dumnezeu hotărăște și nu se va face prin putere omenească, prin lucrare omenească, în locul acesta vom vedea de fiecare dată ploaia binecuvântării revărsându-se. Am primit pentru seara aceasta, încă mai este un duc de frică peste poporul Domnului și Domnul să-l nimicească. Dar slăvit să fie Domnul că El în seara aceasta își va face lucrarea de biruitor și lucrarea va fi ridicată la un nou standard și Domnul să-și facă lucrarea. Zicea Domnul să susținem și să ne rugăm pentru cei care încă mai plâng, care au necazuri, poveri și Dumnezeu să... Că am primit așa ca și cum nu văd nicio schimbare, niciun progres. Și zicea Domnul să-i ajutăm în rugăciune și Domnul să ne dea putere și biruință. Cât privește lucrarea aceasta, m-am bucurat când Dumnezeu mi-a arătat că este o lucrare care e condusă de El. Ca și cum nu se va depărta nici la stânga, nici la dreapta lucrarea aceasta. Va merge pe făgașul care l-a hotărât Dumnezeu. Că Dumnezeu are plan ca de fiecare dată în locul acesta să fie o scăldătoare și Domnul să-și facă lucrarea de biruitor. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru descoperirile pe care le-am avut astăzi. Aș vrea să luăm aminte la ele și unul dintre frați o să se roage și noi o să susținem, astfel încât lucrurile acestea care, pentru care Dumnezeu ne-a spus să ne rugăm, pentru ca ele să se întâmple. Aș vrea să mai cântăm o cântare acum. Sunt străjerul care strigă. În timpul acestei cântări vom lăuda pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie. Iar mai apoi, frate Alex va veni și ne va da următorul îndemn la rugăciune. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu, acela care are un plan de lucrare cu fiecare dintre noi, individual și mijlocul nostru ca și adunare. Aș vrea să citesc două versete din Luca, capitolul 7, versetul 29 și 30. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. În această parte a capitolului, Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre lucrarea lui Ioan Botezătorul. Validează lucrarea lui Ioan Botezătorul prin tot ceea ce vorbește în contextul acestui capitol. Și în versetul 29 ne spune Domnul Iisus Hristos că la strigarea lui Ioan Botezătorul, care le spunea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, spune versetul 29, că vameșii, chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Dar în versetul 30 vedem un lucru foarte important pentru noi ca și creștini și pentru fiecare om de pe acest pământ în parte. Spune versetul 30, dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar că aici, din pricina faptului că fariseii și cărturarii nu au primit botezul pocăinței, botezul lui Ioan, planul lui Dumnezeu pentru ei a fost zădărnicit și sună oarecum ciudat. Cum să zădărnicezi o planul lui Dumnezeu? Cum să zădărnicezi o planul lui Dumnezeu? Și aici intervin două lucruri foarte importante, care exprimă foarte bine fraza asta. În primul rând, neascultarea, prin faptul că au refuzat să asculte de îndemnul lui Ioan, care le spunea să se pocăiască, prin faptul că au refuzat, prin faptul că au respins ceea ce le spunea Ioan și au respins botezul lui, planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a avut în dreptul lor nu s-a mai împlinit. Și foarte bine exprimă fraza aceasta, că au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Și odată intrați în împărăția lui Dumnezeu, și odată ce l-am primit pe Dumnezeu în viața noastră, Dumnezeu ne trasează un plan. Are un plan cu fiecare dintre noi. Are o slujbă pentru fiecare dintre noi. Și orice formă, dragi frați și surori, de neascultare, orice formă de nesupunere pe care noi o avem față de Dumnezeu, față de planul lui Dumnezeu, fie că este vorba de indiferență sau o trăire în păcat sau orice altceva, zădărnicește planul lui Dumnezeu în dreptul nostru. În dreptul nostru. Și cum a spus și Andrei la început, chiar și Domnul Iisus Hristos a fost scris în proroci despre El. Și El nu a stat, Iosu Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și chiar la Ghețiman, Doamne, îndepărtează, a spus Domnul Iisus Hristos, paharul acesta de la mine, dacă este cu putință. Dar facă-se nu voia mea, ci voia ta, a spus Domnul Iisus Hristos. Pentru ca planul lui Dumnezeu cu privire la el să se împlinească. Și ne putem uita și la exemple din vechime. Ne putem uita la un Saul pe care Dumnezeu l-a chemat să fie împărat, l-a uns împărat peste Israel. Și totul a fost bine. Până l-a trimis Dumnezeu să se bată cu Amalec și a spus, nimicește totul cu desăvârșire. Și a făcut, dar a făcut pe jumătate. O să știu eu un pic să le mai fac mai bine ca și Dumnezeu. Le-a făcut altfel lucrurile. Și lucrul acesta l-a costat foarte, foarte scump. Putem să ne uităm la un Samson. Putem să ne uităm la poporul Israel care
I-a scos Dumnezeu din Egipt, au trebuit să ajungă în Canaan și cât de-o ținut? 40 de ani. De ce? Din pricina neascultării lor. Din pricina neascultării lor. Și tot Dumnezeu, în prorocul Isaia, capitolul 5, spune acolo și exemplifică și ne arată pe poporul Israel ca și pe o vie. Zice, am sădit o vie și am pus totul la dispoziție ca să dea rod. Ca să dea rod. Și spune în Isaia 5:4, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Ce aș mai fi putut face acestui popor ca să umble în planul meu și nu i-am făcut? Și aceleași cuvinte le găsim și în Luca 7, mai jos, versetul 31. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-a jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drac. A venit Fiul omului mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și a păcătoșilor. Același lucru spune și Domnul nostru Iisus Hristos, dar în alte cuvinte. Am încercat toate posibilitățile, v-am cercetat, v-am îndemnat, v-am sprijinit și tot n-ați vrut să umblați în planul meu. Tot n-ați vrut să umblați pe calea trasată de mine. Și putem să ne gândim, no bun, pe unii Dumnezeu îi cheamă, are un plan, mai special să zicem așa. Și unii susțin o doctrină a harului irezistibil, adică dacă Dumnezeu spune că pe aici trebuie să te duci și pe acolo te duci, orice ai face, tu nu poți să faci nimic. Dar vreau să ne uităm, am dat exemplu pe Domnul Iisus Hristos și ne putem uita și la Apostolul Pavel. Dumnezeu i-a dat o lucrare, un plan măresc să vestească neamurilor Evanghelia. Și care a fost atitudinea lui față de acest plan? Care a fost? Ne putem uita în 1 Corinteni 9:27. Ce spune Apostolul Pavel aici? Față de planul și față de lucrarea lui Dumnezeu. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. E o mare tragedie, dragii mei. Poate fi o mare tragedie orice formă de neascultare. Orice formă de neascultare. Și Dumnezeu ne vorbește de atâtea ori în mijlocul nostru că are un plan de lucrare. Și cred că are un plan de lucrare. Amin? Credeți lucrul acesta? Eu cred din inimă. Dar Dumnezeu ne cere întotdeauna ascultare, sfințire, smerenie, ne-a vorbit în seara aceasta. Ne-a vorbit de atâtea ori ca lucrarea să fie făcută prin puterea, prin călăuzirea Lui, nu prin puterea omenească. Vorbește de atâția ani Dumnezeu și tinerilor. Le vorbește că are un plan de lucrare cu ei. Și cu fiecare dintre noi are Dumnezeu un plan. Dar ce trebuie noi să facem? Să rămânem în ascultare și să înaintăm prin credință. Pentru că de multe ori ni se pot părea lucrurile că nu prea știi ce să faci, nu prea știi pe unde o să iei, vezi numai la un metru înaintea ta ce se întâmplă. Și atunci intervine înaintarea prin credință. Și aș vrea ca în sensul acesta să ne rugăm ca Dumnezeu să-și ducă planul la îndeplinire în dreptul nostru și noi să rămânem în ascultare și în supunere. Și să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Poate ar trebui să fim aici, din punct de vedere spiritual, și noi suntem tot aici. Și aș vrea să ne cercetăm în seara aceasta și să ne uităm. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Amin. Thank you.
Zice Domnul, sunt un Dumnezeu al mângâierii, Carușa Brai. De aceea tu, poporule, în această seară bucură-te, zice Domnul, căci iată, Carușa Brai, vreau să lucrez în mijlocul tău. Vreau, zice Domnul, Carușa Brai, să dau la o parte oboseala, Carușa Braia, și neputința din mijlocul tău, Carușa Brai. Dar iată, zice Domnul, ce-ți cer într-o vreme ca și aceasta. Scaldă-te, zice Domnul, Carușa Brai, în această seară, în binecuvântarea mea, Carușa Brai, și bucură-te, zice Domnul. Dar nu uita, Carușa Brai, că sunt un Dumnezeu viu, Carușa Braia, care îți cer, zice Domnul, Carușa Brai, să iei cuvântul meu, Carușa Braia. De aceea, poporule, îți vorbesc în bunătate și în dragoste. Iată, zice Domnul, căci astăzi, Carușa Brai, îți deschid calea să înaintezi spre mine, zice Domnul. De aceea, Carușa Brai, nu te mai uita înapoi, Carușa Braia. Pune-ți pe inimă, zice Domnul, cuvântul meu. Leagă-l, zice Domnul, Carușa Brai. Scrie-l pe tăblița inimii tale, Carușa Brai, ca să rămâi în picioare, poporule, și să nu te mai clatin, Carușa Brai, căci iată, cel rău vrea să lovească, Carușa Brai, și va lovi, zice Domnul, Carușa Brai, și va doborâ pe cei, Carușa Brai, care stau nepăsători într-o vreme ca și aceasta, căci este vremea să strângi un de lemn, zice Domnul, în candela ta. De aceea, Carușa Brai, vino, zice Domnul, în această seară la izvor, căci iată, zice Domnul, cel care se smerește, Carușa Brai, am să-l ridic, Carușa Brai, ca din țărâna pământului, am să-i dau putere, Carușa Brai, dar stai, zice Domnul, cu urechile spre mine, zice Domnul, stai cu urechile deschise, Carușa Brai, căci dacă nu, zice Domnul, ceea ce ai făcut până azi, Carușa Brai, te vei întoarce înapoi, Carușa Braia. De aceea, Carușa Braia, ia seama, zice Domnul, să asculți, Carușa Brai, cuvântul meu. Amin. Slăvit și binecuvântat să fii în veci de veci, Tată Ceresc, îți mulțumim, Doamne, pentru cuvintele tale, îți mulțumim, Doamne, că și astăzi Tu ne călăuzești prin înștiințări și astăzi, Doamne, binecuvântezi poporul Tău, Doamne, dându-le cuvinte de la tronul îndurării Tale, de la tronul slavei Tale. Doamne, Tată Ceresc, ajută-ne să luăm aminte la înștiințările Tale și să ascultăm în totul cuvintele Tale, Doamne, ca să trăim pentru slava Ta. Ajută-ne, Doamne, să trăim așa cum ne-ai spus Tu, căutând tot mai mult sfințenia, pocăința, smerenia. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai pregătit biruințe, Domnule meu, și un drum al biruinței în care noi, Doamne, să mergem ascultându-Te pe Tine. Ajută-ne, Doamne, să nu uităm niciodată că în fruntea noastră mergi
Tu, Doamne, că Tu ești acela care îți călăuzești poporul și noi, Doamne, plini de credință să mergem după Tine, ascultând în totul voia Ta, îți mulțumim, Doamne, pentru mângâierile Tale, îți mulțumim că ne-ai chemat să ne mângâi și să ne umpli de putere și în seara aceasta, să ne vindeci, Doamne, că ai făcut din locul acesta o scăldătoare pentru trupurile și pentru inimile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că vrei să ne înviorezi și ne-ai înviorat deja, Doamne, ascultând cuvântul Tău. Dă-ne putere în continuare, Doamne, să ne supunem voii Tale, să nu zădărnicim planul Tău pentru fiecare dintre noi și pentru adunarea noastră, ci ascultându-Te pe Tine în totul, Doamne, să proslăvim numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai făcut o biserică de închinători și îți mulțumim pentru toți cei care slujesc la laudă și închinare. Știm, Doamne, că Tu i-ai chemat să Te laude pe Tine și Tu vrei ca fiecare dintre noi să Te lăudăm din toată inima și în mijlocul încercărilor și în mijlocul necazurilor. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai înștiințat, că ai pregătit o generație de mâine, Doamne, ca să-i faci închinătorii Tăi. Te lăudăm, Doamne, și Te slăvim. A Ta să fie gloria și slava în veci de veci. Amin. Amin. Vă invit să luăm locurile. Înainte de a auzi cuvântul Domnului, propovăduit astăzi prin fratele nostru Luis, aș vrea să mai cântăm o cântare. O cântare care ne vorbește despre faptul că pașii lui Iisus se aud în depărtare. Ziua aceea în care El va veni este aproape. Trebuie ca fiecare dintre noi să fim gata. Haideți să cântăm această cântare, iar mai apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Thank you.
pace. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea pentru următoarele momente să vă invit să vă ridicați. O să citim un pasaj din Scriptură, 1 Epistolă Sobornicească a lui Petru, capitolul 1, de la versetul 13, cuvântul Domnului spune următoarele cuvinte. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după fapta lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri prieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată, fără prihană. Amin. În continuare aș vrea ca să mai avem o rugăciune, să ne rugăm Domnului ca Domnul să lase ungerea Lui în continuare peste noi, să ne vorbească fiecăruia, să deschidă o ușă de cuvânt și să vorbesc cuvintele Domnului și să fie cuvinte de zidire, de îmbărbătare, cuvinte care să ne ajute să ne apropiem mai mult și mai mult de El. Totodată am cântat cântarea aceasta care vorbește despre revenirea Domnului și spune ultimul vers pe care l-am cântat, pregătește-te căci Domnul vine în curând. Dacă încă mai ai lucruri în inima ta care încă nu le-ai mărturisit Domnului în această seară, spune-le. Dacă mai ai apăsări, dacă mai ai lupte în inima ta, spune-le Domnului în rugăciunea aceasta. Nu suntem o biserică care să fim dependenți de un anumit program, ci dacă Duhul Sfânt te călăuzește să te rogi și să-i spui Domnului ceea ce te apasă, spune-i în rugăciunea aceasta. Dacă ai nevoie de rugăciune și de putere, cere Domnului puterea Duhului Sfânt. Pe foile pe care le-am avut zilele acestea de rugăciune, spunea căci în vremurile acestea este posibil să fim o biserică care să fie plină de Duhul Sfânt și ne dorim lucrul ăsta fiecare dintre noi. Să cerem de la Domnul lucrul ăsta, Duhul Sfânt să ne călăuzească, Duhul Sfânt să ne binecuvinteze și să ne dea putere. Amin. Haideți să ne rugăm. Să le ocupați locurile. Apostolul Petru a scris această epistolă într-o vreme în care nu era tocmai cel mai bine din punct de vedere a relației aceasta între împărații vremii și creștinism. Relația asta nu era bună atunci. Creștinii erau foarte prigoniți. Și Apostolul Petru, în perioada asta, 63-64, anul după Hristos, începe și scrie aceste cuvinte credincioșilor și în primul verset din capitolul 1 spune și locațiile către credincioșii în care locuiau în cetățile acestea, unde trimite scrisoarea aceasta, epistola aceasta. Și aduce aminte Apostolul Petru că și Domnul Iisus Hristos, timp de 3 ani jumate, a fost alături de ucenici, de apostoli, apoi le-a spus ceea ce urmează să se întâmple, le-a spus că o să vină vremuri grele, o să vină prigoniri,
le-a spus că lucrurile nu o să fie tocmai favorabile pentru ei și cumva s-au pregătit, au știut ceea ce așteaptă. Și ne aducem aminte de Ștefan, care a fost omorât, aruncat de pietre peste el, preoții cei mai de seamă nu l-au suportat, apoi fratele lui Ioan, Iacov, a fost și el ucis cu sabia de către Irod și de multe ori ucenicii, apostolii au fost închiși în temniță. Cei 11 au fost aruncați în temniță, dar Domnul i-a eliberat, apoi Petru, ne aducem aminte în Faptele Apostolilor, era închis în temniță, dar biserica s-a rugat pentru el și Domnul a scăpat, a trimis pe îngerul lui și Petru a ieșit și a putut să meargă la Isă și să-și continue lucrarea. Petru a știut că prigonirile, încercările nu sunt tare ușor de biruit, dimpotrivă sunt grele. Și le scrie credincioșilor și în versetul 1 spune către cei aleși care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatea și așa mai departe. Le scrie credincioșilor care, cei aleși, adică nu cei care au fost favorizați de către Dumnezeu, ci cei aleși sunt cei care nu doar au auzit chemarea lui Hristos, ci s-au și supus chemării de mântuire pe care El a făcut-o tuturor oamenilor. Nu doar au auzit-o, mulți vin la biserică, merg pe stadioane, ascultă pe internet tot felul de predici și aud chemarea lui Dumnezeu. Vin în biserică și sunt chemați la Hristos și la mântuire, dar ei doar aud. Dar sunt cei care ascultă și împlinesc chemarea lui Dumnezeu și deja ei nu mai fac parte din lume, nu mai fac parte din cei care sunt sub puterea celui rău, ei nu mai umblă încoace și încolo, ci au o turmă, au un păstor, l-avem pe Iisus Hristos ca și păstorul nostru, ca și conducătorul nostru, este în fruntea noastră și mulțumim pentru lucrul ăsta. Petru le scrie credincioșilor și în prima parte acestei epistole dă câteva îndemnuri, porunci, sfaturi, la modul general. Dar dacă vom citi în următoarele capitole, vorbește și în mod specific pentru soții, pentru bărbați și aș vrea în această seară ca să vedem în vremurile acelea grele ce le poate spune apostolul Petru credincioșilor. Nu trăim chiar așa cum au trăit ei atunci, pentru că ei trăiau cu frica că nu știau ce urmează să se întâmple într-o oră, două, nu știau când autoritățile, soldații intră peste ei, îi leagă, îi aruncă în arenă la lei. La felul lor de purtare, astăzi cred că i-am pune pe toți eroii credinței într-o arenă și i-am aplauda și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru ei și pentru felul lor de purtare. Dar atunci ei erau luați, aruncați în arene și ceilalți râdeau de ei cum fiarele îi mâncau. Erau torturați, bătuți și erau vremuri grele. Poate spuneau, sunt vremurile de pe urmă, sunt vremurile grele în care Iisus Hristos trebuie să vină. La fel cum spunem și noi astăzi, sunt vremuri grele. Ne uităm, chiar dacă în partea asta a lumii, Europa, America, e civilizație și nu mai stăm cu frica asta că ne pot împușca, ne pot tortura, ne pot bate, că ne manifestăm credința, așa cum o făceau ei. Dar avem prigonieri din alte părți. Da, nu le putem pune în comparație. O bajocură, o înjurătură că suntem pocăiți, nu-i chiar așa grav ca și cum erau ei. Primeau torturi. Îi luau de acasă și nu mai știau dacă se întorc. Noi mergem acasă, venim la biserică, mergem înapoi acasă, liniștiți și slăviți să fie Domnul că în seara asta ne-am putut întâlni. Slăviți să fie Domnul că putem să avem seri de rugăciune. Slăviți să fie Domnul că putem avea săptămâni de rugăciune și să-i lăudăm pe Domnul pentru lucrul ăsta. Să putem să avem în continuu rugăciune în casa Domnului un har. Nu de mult a fost în mijlocul nostru un frate care a venit din Germania și au spus că acolo au dreptul la o oră pe săptămână să se adune, în care trebuie să dea cina, în care trebuie să facă laudă și închinare, predică și toate lucrările. Și ne-am gândit cât de binecuvântați suntem noi. Chiar dacă e pandemie, și acolo e și acolo sunt mai stricte restricțiile. Dar slăviți să fie Domnul că avem pacea asta, să fim în biserică. Și Domnul să ne întărească pe fiecare în parte, dar din ce fel trăim noi vremuri grele? Pentru că ne uităm la autorități care îl scot pe Dumnezeu afară din viața lor, din casa lor, din instituțiile lor. Și cred că se descurcă în viața asta fără de Cel care a creat viața și fără de Cel care este viața. De aia este greu în ziua de astăzi, că ne uităm la ce le-și dau, ne uităm că spun că Scriptura este învechită și are nevoie de o reformă și are nevoie de ceva nou. Are nevoie de ceva care să fie adaptat la secolul nostru și la viața aceasta. Îl scot pe Dumnezeu afară.
Ba mai mult, ne uităm că tot mai mari strângeri sunt încât să nu mai se vorbească despre Iisus, să nu mai se vorbească despre Hristos. Un sportiv, după ce a câștigat un premiu, și-a pus pe frunte o panglică pe care scria 100% Iisus. Și jucătorul respectiv, după câteva luni, a fost chemat și a participat la un concurs pentru cel mai bun sportiv din anul acela. Și fiindcă era o grupare foarte mare, oamenii aceia au fost deranjați că pe panglica aceea scria 100% Iisus. Și pe video de prezentare a jucătorului au blurat numele acela, Iisus. Și era panglica goală, dar în momentul în care el a câștigat acel premiu, pe panglica lui scria 100% Iisus. Și asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Și la cum au avansat lucrurile înspre rău, astăzi cred că nici nu mai ai voie să-i pronunți numele lui Iisus, că îi deranjează. De aia trăim noi vremuri grele. Vremuri în care ispitele sunt tot mai mari. Cel rău prin tehnologie încearcă să ne țină tot mai mult acolo și departe de Scriptură. Să ne dea lucruri de nimic de făcut, divertismentul și alte lucruri, să ne umple timpul și să dăm la o parte Scriptura, să dăm la o parte biserica, să dăm la o parte rugăciunea. Din punctul ăsta de vedere trăim noi astăzi vremuri grele, mai ales în partea aceasta, în care totul ne este bine, nu ducem lipsă de hrană, nu ducem lipsă de îmbrăcăminte, nu avem îngrijorarea asta a zilei de mâine și atunci avem timp ca să implicăm în alte lucruri. Cel rău ne dă de lucru. Dar aș vrea ca să vedem ce sfaturi le dă Apostolul Petru, pentru că sunt foarte valabile și pentru noi astăzi. Și de la versetul 13, el începe și le dă sfaturi, înainte de a da sfaturi, le aduce aminte cine sunt. Le aduce aminte că au un scop bine precis pe pământul ăsta și au o destinație către cer. Le aduce aminte că cei sunt răscumpărați de Iisus Hristos și sunt chemați la o viață veșnică. Și în versetul, de la versetul 3 spune: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Le aduce aminte că cei nu sunt oameni simpli, nu sunt de pe acest pământ și țara lor este sus în ceruri. Le aduce aminte că Iisus Hristos a dat viața pentru ei și ei sunt chemați să trăiască în sfințenie și în curăție, la nivelul la care este și chemarea pe care o au. Le aduce aminte că nu trebuie să-și ațintească privirile spre bătăile, spre lucrurile care vineau peste ei. Împăratul Nero atunci făcea ravagii în Roma datorită anumitor minciuni pe care tot el le-a spus despre credincioși și a început și a prigonit tot mai mult. Nu trebuia să aibă îngrijorare din punctul ăsta de vedere și îi spunea: voi nu sunteți de pe pământ, țara voastră este sus în ceruri. Și de la versetul 13 spune: încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Momentul în care Apostolul Petru spune: încingeți-vă coapsele minții voastre, de multe ori apare în Scriptură, mai ales în Noul Testament, această expresie și se referea cei care erau din zona aceea, aveau o haină mai largă, partea exterioară a hainei, și în momentul în care trebuia să facă o acțiune, să alerge sau aveau ceva de lucru, oamenii aceia strângeau haina undeva sus la brâu și și-o încingeau, ca nimic să nu încurce spre alerga și așa mai departe. Și în momentul în care Apostolul Petru spune lucrul ăsta, spune să dea la o parte orice ce îi poate încurca, orice ce le poate sta împotrivă, de a avea o minte, de a avea gânduri curate, sfinte, gânduri sănătoase. Când se referă la încingeți coapsele minții, dă la o parte orice gânduri care vin din partea celui rău, orice ce te poate împiedica să înaintezi spre relația ta cu Hristos și spre ceruri. E atât de important ca să fim atenți la gândurile pe care le avem în mintea noastră. Putem fi foarte ușor influențați și gândurile vin în minte, în inimă, foarte multe pe zi, atât bune cât rele. Și Domnul să ne ajute ca în primul rând să le conștientizăm care sunt bune și care sunt rele, să le acceptăm pe cele care sunt din partea lui Dumnezeu, să le dăm la o parte pe cele care vin din partea celui rău și să dăm la o parte și gândurile noastre omenești dacă nu sunt
în lumina cuvântului lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. A fost o perioadă în viața mea în care m-am luptat cu gândurile astea rele, mă trezeam cu tot felul de gânduri rele în mintea mea. Nu le procesam eu, nu imaginam eu acele gânduri, nu le formulam eu, dar doar mă trezeam cu acele imagini, cu acele gânduri în viața mea și m-am speriat și am spus, cum eu pocăit, creștin, în casa lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu, gândesc așa. Și m-am rugat, m-am dus la frați, am cerut ajutorul și mi-am dat seama cât de important e să poți să ceri gândurile pe care le ai. Și în momentul în care vine cel rău și vrea să te influențeze să faci rău, înainte ca să dai curs, să te gândești ăsta, din partea cui e gândul ăsta? Unde mă duce? Mă apropie de Dumnezeu sau mă îndepărtează de Dumnezeu? Mă duce spre păcat sau mă duce spre o viață sfântă? Și să poți să le mustri, să le poți da la o parte, să-ți umpli mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, cu versete, să poți să te rogi Domnului și Domnul îți va da putere și călăuzire. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ca El să ne întărească, să ne dea o minte limpede, o minte curată. Vom vedea mai departe că e foarte important să fim cu gânduri curate, gânduri sfinte, gânduri care ne apropie de Dumnezeu. Mai departe spune cuvântul Domnului, fiți treji. Și lucrul ăsta se referă să nu ne lăsăm adormiți spiritual de lucrurile pe care cel rău le aduce în viața noastră. Bogățiile, tot felul de lucruri care ne pot aduce acea stare în care să spui ai făcut destul. Ai fost la biserică duminică dimineață, ai fost și duminică seara, săptămâna asta e de ajuns. Ești obosit, nu mai are rost să stai atât de mult în rugăciune în seara asta, pune-te și te roagă, spune o rugăciune simplă și lucrul ăsta aduce ațipire, aduce adormire, le lăsăm mai moale și nu veghem și nu suntem treji înaintea lui Dumnezeu. Cel rău niciodată nu va veni la tine cu păcate grosolare din prima. Nu va veni ca să te doboare instant. Și va face un plan prin care prima dată să ți se pară că e ceva bun. Și apoi să te aducă treptat, treptat, tot mai jos și tot mai jos. Domnul să ne ajute să veghem. Apostolul Pavel îndeamnă pe Timotei, în momentul în care îi scrie a doua epistolă, Timotei era acolo ca și slujitor, ca și conducător al celei biserici și spune, fii treaz, veghează. Totodată, când spune să fii treaz, se referă să fii cumpătat, să fii chibzuit în alegerile pe care le faci, în lucrurile pe care le faci, să fii cumpătat, să fii cu măsură în tot ceea ce faci. Măsură cu serviciul, măsură cu timpul liber, măsură cu timpuri de relaxare și tot mai mult să ne apropiem mai de Dumnezeu, să investim în familiile noastre, să investim în biserică, să ne dedicăm tot mai mult Domnului în lucrurile cu adevărat importante, căci până la urmă asta e chemarea noastră și asta e lupta de fiecare zi, să ne apropiem tot mai mult de Iisus Hristos și de caracterul Lui, să fim în asemănare cu El. Ne uităm la viața Domnului și câți dintre oamenii care îl știu pe Iisus Hristos și au citit cel puțin odată Biblia, când îi întreb ce știi despre Iisus Hristos, îți va spune că a fost întâmplare. Niciunul. Și toți îți vor spune că ce a fost Fiul lui Dumnezeu. Cu toate că a avut meseria asta, cu toate că atunci în Israel era lucrul ăsta ca fiecare să aibă o meserie. Îmi doresc și despre noi, cei din jurul nostru, Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, când se uită spre noi, să spune, ăsta e copilul meu. Da, ne facem și slujba de fiecare zi cum o facem, dar o facem cu măsură. Și mai mult investim timpul nostru, energia noastră, tot ceea ce avem. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot ceea ce ai. Să investești în relația ta cu El, să te apropii mai mult de El și toate celelalte lucruri să le dai pe panul 2, da, versetul din Matei 6 cu 33. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul să ne întărească, Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute. Și tot în versetul 13 spune, puneți toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. În vremurile alea grele, în vremurile alea în care oamenii nu știau ce va fi în ziua de mâine, să aibă o minte curată, să aibă gânduri bune, să fie cumpătați în tot ceea ce făceau, să nu cadă nici într-o extremă, nici în alta și să fie chibzuiți toate alegerile pe care le făceau să fie spre relația lor cu Dumnezeu, chiar dacă erau puși în situația de a alege viața sau pe Hristos. E să le aleagă pe Hristos. Și mai departe spune, pune toată nădejdea
în harul care va fi arătat la Iisus Hristos. Chiar dacă sunt vremuri grele, adu-ți aminte că Dumnezeu, că Iisus Hristos ți-a făcut o promisiune. La venirea Lui vei fi ca El. La venirea Lui vei fi o veșnicie împreună cu El. La venirea Lui te va binecuvânta și vei fi în prezența Domnului în cer împreună cu El, acolo unde nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi durere și vor fi doar copiii lui Dumnezeu care au trăit sfinți, curați, care L-au ascultat întocmai. Adu-ți aminte de harul care va fi arătat la venirea Lui. Și Domnul să ne întărească, Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Tot ceea ce facem, tot ceea ce ne gândim în fiecare zi, ăsta să fie primul plan. Am făcut o analiză acum câtva timp și m-am uitat la mine și am mai vorbit și cu alții. Atât de mult ne gândim la lucrurile astea pământești. La ce vom face mâine, ce vom face poi mâine, ne facem planuri peste o lună, peste două, peste un an, peste doi, când vom termina facultatea, când vom face cu tare lucruri. Și sunt lucruri bune să ne facem planuri, nu sunt potriva lor. Dar planurile astea le facem pe o perioadă limitată, trăim 70-80 de ani pentru cei mai tari și apoi vine veșnicia. Și am pus în balanță cât de mult mă gândesc la viața asta de 70-80 de ani și cât de mult mă gândesc la veșnicia mea și la cum să mă apropiu mai mult de Dumnezeu și cum să trăiesc o viață sfântă și la cum să slujesc mai mult pe Domnul și la ce mă gândesc mai mult, la partea asta altă omenească sau la partea asta spirituală, cum să înțeleg mai mult din Scriptură, cum să fac să mă rog mai mult, cum să fac să vin mai mult la biserică, cum să fac să mă duc mai mult în misiune. Atât de puțin m-am gândit la lucrurile astea și atât de mult pe cealaltă parte. Dar să nu uităm că veșnicia, nu avem cum să comparăm 80 de ani cu veșnicie, dar până la urmă, în momentul în care ne cheamă Domnul acasă, nu vom mai putea da înapoi timpul. Îți conștient că ne va părea rău de timpul pierdut, de gândurile pe care le-am făcut atât de mult cu privire la partea asta omenească. Domnul să ne ajute să ne punem tot mai mult gândul spre veșnicie, căci până la urmă suntem călători pe pământul ăsta. Țara noastră e sus în ceruri. Este o cântare, sunt un pribeag fără de țară, dar țara mea este în veșnicie, slăvit să fie Domnul, că ne cheamă acasă. Ne cheamă să fim musafiri și aici și casa noastră, e fix invers, aici suntem trecători, călători și ceea ce facem va influența veșnicia noastră. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Cred că vă bucurați, mă bucur să știu că și Domnul îmi pregătește un loc. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvinteze, să dăm orice la o parte ca să trăim o viață sfântă și curată. Că dacă am ratat veșnicia împreună cu Hristos, am ratat tot. Nu mai putem să ne întoarcem înapoi, să dăm un restat și să trăim acum sfinți, curați, exemplar. Ai șansa astăzi să trăiești sfânt, ai șansa astăzi să dai la o parte lucrurile care vin din partea celui rău, dă-le și trăiești o viață curată și sfântă. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvinteze. În versetul 14, cuvântul Domnului spune, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le-ați avut altă dată când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Versetul 14 face referire iarăși la primul verset pentru cei aleși. Cei aleși au ascultat, au împlinit chemarea Domnului și acum sunt copii ai ascultării sau copii ascultători. E atât de minunat să fii din această categorie în care să spună Dumnezeu despre tine, Andrei, e un copil ascultător, Cutare e un copil ascultător, Cutare e un copil ascultător. Când privești spre el și îi spun ceva, el ascultă. Și Petru îi numește pe acești credincioși copii ai ascultători. Avea încredere că și ei vor asculta cuvântul Domnului și vor lua aceste cuvinte ca din partea lui Dumnezeu. Aș vrea și noi să le luăm ca din partea lui Dumnezeu. Un copil nu pune la îndoială cuvântul pe care îl spune tatăl său. Aș vrea și noi să fim acei copii care ascultă întocmai de Dumnezeu. Chiar dacă uneori cuvântul lui nu este după cum credem noi că e bine. Chiar dacă în zilele acelea, în săptămânile acelea nu vedem nimic bun. Vreau să vă spun că și peste câtva timp ne vom da câțiva pași înainte și vom spune, Doamne, îți mulțumesc că și Tu mi-ai vorbit și îți mulțumesc că mi-ai dat putere să Te ascult, că dacă nu Te ascultam era vai de mine, cu toate că atunci am crezut că Eu știu. Domnul să ne întărească, Domnul să ne binecuvinteze, să ascultăm
Și Domnul să ne ajute să fim întotdeauna ascultători ai cuvântului Său. Și spune, voi care sunteți copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le-ați avut altădată când erați în neștiință. Odată ce am venit în poporul lui Dumnezeu, odată ce suntem copii ai lui Dumnezeu, nu mai avem nimic de împărțit cu cel rău. Nu mai trebuie să ascultăm nicio șoaptă și niciun cuvânt din partea Lui. Ne-am schimbat stăpânul. L-am dat la o parte pe cel rău și ne-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și am spus, Doamne, vreau să fiu copilul Tău. Doamne, sunt din poporul Tău. Doamne, nu mai vreau ca să am nimic de a face cu viața care era în trecut. Dar cel rău nu rămâne rece și spune, eu l-am pierdut și pe ăsta. Și să luptă toată viața cât trăim, să ne atragă înapoi spre El, să ne atragă și să ne smulgă din mâna lui Dumnezeu. Dar slăvit să fie Domnul, că nimic nu ne poate smulge din mâna Lui. Doar dacă alegem noi să mergem din mâna Lui. Dar cel rău nu are putere să ne smulgă din mâna Lui. Și Domnul să binecuvinteze să rămânem întotdeauna sub aripa Lui ocrotitoare. Ce se referă când spune să nu vă lăsați înapoi târâți în poftele pe care le-ați avut altădată? Înainte să ne întoarcem la Hristos, depinde cât de mult am călătorit prin lumea asta sau ne-am făcut anumite obiceiuri. Și odată ce ne-am întors la Hristos, obiceiurile rele le dăm la o parte și începem să le corectăm, începem să lucrăm la ele. De exemplu, am fost un om, un tânăr, care eram foarte mânios. Și toată viața mea știu că voi avea de lucru în direcția asta. Întotdeauna mă voi lupta ca să nu las pe cel rău să mă atragă înapoi. Poftele, da, spune să nu vă lăsați înapoi întorși de poftele voastre, nu de păcatele pe care le-ați avut înainte. Celor prima dată vine cu o poftă, cât de bine era, ce bine era atunci. Îți aduci aminte cât de bine te distrai, acum trebuie să mergi la biserică, trebuie să mergi la biserică, trebuie să mergi în misiune. Cât de bine stăteai atunci cu prietenii la un pahar, la o țigară și așa mai departe. Dar spune cuvântul Domnului, nu vă lăsați târâți înapoi, pentru că cei care se lasă înapoi atrași de pofte vor ajunge până la urmă să facă păcatul, dacă nu vor da imediat la o parte lucrul ăsta din viața lor. Ne aducem aminte de poporul evreu. După ce Domnul Iisus, după ce Dumnezeu Tatăl îi scoate cu braț puternic din Egipt, călătoresc ei cât călătoresc, dar la un moment dat spune că li s-a săturat trupul și s-au săturat de acea hrană, de acea mană care venea din cer și spune că au avut carne. Și în Numeri, capitolul 11, cuvântul Domnului vorbește despre acel episod și de la versetul 4, cuvântul Domnului spune, adunăturii de oameni care se afla în mijlocul lui Israel, i-a venit pofta, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveții, de pepeni, de praz și de ceapă și de usturoi. Acum ni s-a săturat sufletul și nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Pofta i-a trăgea înapoi spre lucrurile care erau în Egipt. Cel rău și astăzi vine și bate la ușa inimii tale, la ușa inimii mele, să ne aducă aminte cât de bine era odinioară, dar ne vinde lucruri false. Atunci te-ai simțit bine făcând păcatul respectiv o secundă, două, și apoi ți-a părut rău mult timp. Astăzi putem să avem bucurii adevărate. Astăzi putem să avem biruința asupra păcatului și bucuria aceea să fie continuă și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Să nu ne lăsăm înapoi târâți de poftele pe care le-am avut altădată și să cădem în păcat. Pentru că cei care au poftit, Dumnezeu a ascultat pofta lor și le-a trimis prepelițe. Dar în timp ce mâncau, mulți au fost cuprinși de urgie și au murit. Mulți. Pentru că n-au acceptat voia lui Dumnezeu. Pentru că au privit în spate. La fel ca soția lui Lot, s-a uitat înapoi în spate și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Noi să privim înainte spre Hristos. Noi să privim spre veșnicia noastră. Noi să privim spre lucrurile cu adevărat importante. Ce se întâmpla cu oamenii care, în timp ce erau prigoniți, priveau și spuneau, o, dacă nu eram eu creștin. Nu se întâmpla asta. Apostolul Petru de aia le-a spus să nu vă lăsați înapoi târâți în poftele pe care le-ați avut, ca să nu piardă
veșnicia lor. Mai departe, cuvântul Domnului spune: nu vă lăsați târâți de poftele pe care le-ați avut altă dată când erați în neștiință, în momentul în care nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, și spune, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. E subiectul pentru care ne-a rugat și săptămâna asta, mai ales în ultimele zile am pus un accent deosebit pe sfințirea vieții și am venit înaintea Domnului și ne-am mărturisit păcatele, am făcut hotărâri noi, acțiuni noi personale pe care fiecare dintre noi să le împlinim și să le ducem la capăt. Și mulțumim lui Dumnezeu că în momentul în care cineva vine la El, El este credincios și drept și îl iartă și îl curățește. 1 Ioan 1:9 spune, dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept și ne iartă și ne curățește de orice nelegiuire. Dacă ne-am mărturisit înaintea Domnului, să fiți siguri că Iisus Hristos v-a iertat păcatul. Să nu-L duceți înapoi povara, oare m-a iertat, oare nu. Să fiți siguri că Iisus Hristos v-a iertat, căci păcatele voastre sunt iertate. Și să mergeți din biruință în biruință și să avem o viață sfântă și curată în fiecare zi. În momentul în care spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ăsta nu e numai un îndemn, nu e un sfat, și o poruncă pe care copilul lui Dumnezeu trebuie să o împlinească. La fel cum Iisus Hristos a biruit păcatul, ne uităm în pasajele din Matei, capitolul 4. După botezul Domnului Iisus, Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie și acolo a fost ispitit după ce a postit 40 de zile. Și vine cel rău la Domnul în 3 rânduri, de 3 ori și îl ispitește. Dar aș vrea ca să ne uităm la modul prin care Iisus Hristos a biruit ispita. Cu toate că era sfânt, cu toate că era copil al lui Dumnezeu, cel rău a venit la El și L-a ispitit. Cu toate că avea statutul acesta și era la locul acesta de sfânt al lui Dumnezeu și de copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cel rău a venit și L-a ispitit. Dar Iisus Hristos a fost pregătit. Și cum a fost pregătit? Spune cuvântul Domnului că era plin de Duhul Sfânt. Iisus plin de Duhul Sfânt a fost dus de Duhul în pustie. Plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră ne va ajuta să avem o viață sfântă, o viață de biruință. Și apoi cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te lupți de mult timp și tot cu același păcat, astăzi te ridici, mâine caz, sau te ridici o săptămână, peste o săptămână iarăși caz, cere Domnului putere și El să te umple de putere și stai întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Sfințenia are o însemnătate, are două semnificații, cumva se împarte în două, dacă putem să spunem așa. Este, în primul rând, statutul, locul ăsta de a fi sfânt, de a fi pus deoparte, încă din Vechiul Testament, când spunea că e sfânt, era pus deoparte, nu era la oaltă cu ceilalți, nu era de același nivel cu ceilalți, era pus deoparte pentru o slujbă, pentru o chemare deosebit de importantă. La fel cum Dumnezeu i-a luat pe poporul Israel și i-a sfințit și i-a pus deoparte și a făcut deosebit față de toate celelalte popoare, pentru că ce-l aveau pe Dumnezeu adevărat. Și pe cealaltă fațeta sfințeniei are loc puritatea, curăția. Are loc păstrarea sfințeniei, dacă pot să spun așa, strălucirea, viața curată înaintea lui Dumnezeu. Și așa este preluată și în Noul Testament de către Apostolul Pavel. Interesant că în Vechiul Testament era sfințit cortul, templu, dar cu toate că erau puse deoparte, nu puteau avea o relație cu Dumnezeu. Nu puteau avea o schimbare lăuntrică. Dar în momentul în care vine vorba de sfințirea omului, omul are o relație și o schimbare lăuntrică pentru care are o relație cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te-a pus și ești parte dintr-un popor sfânt, așa cum spune în Epistola lui Petru, capitolul 2, de la versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu ați căpătat îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. În momentul în care deja facem parte din poporul lui Dumnezeu, da, avem statutul acesta,
de sfinți, de neprihăniți prin Iisus Hristos, așa cum spune în Evrei capitolul 10, versetul 10. Prin această voi am fost sfințiți noi, și anume prin jertfa trupului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Iisus Hristos prin jertfa Lui ne-a sfințit. Dar odată ce suntem în poporul Domnului, suntem chemați să avem și o viață sfântă. Și viața aceasta sfântă să fie în toată purtarea noastră. Și când suntem singuri, și când suntem împreună cu cineva, și când suntem în biserică, și când suntem acasă, și când suntem la servici, și când suntem pe stradă, să avem o viață sfântă. Unul din versetele care erau pentru seriile acestea avea legătură în Romani, capitolul 6 cu 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut rob ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Odată ce suntem sfințiți de Dumnezeu, avem ca rod în fiecare zi sfințirea. Și în toată purtarea noastră, în gândurile noastre, și am vorbit de gânduri curate, gânduri care să-L aibă pe Dumnezeu în centru, vorbirea noastră, Coloseni 4 cu 6, dacă nu greșesc, spune: vorbirea voastră să fie dreasă cu sare, să fie cu har, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Iacov spune că-și limba, dacă cineva reușește ca să o stăpânească, ajunge de săvârșit. Prin cuvintele noastre de multe ori rănim pe ceilalți din jurul nostru. E mai greu să-i dai cuiva o palmă, dar e mult mai ușor să-i spui o propoziție, o vorbă, câteva cuvinte care să-l rănească, la fel ca o palmă. Să fim atenți la vorbirea noastră. Prin vorbirea noastră putem să ridicăm pe ceilalți din jurul nostru. Prin vorbirea noastră putem să dărâmăm pe ceilalți din jurul nostru. Și un om sfânt, un om care este un credincios autentic, care este copil al lui Dumnezeu, cred că întotdeauna are ca țintă și își dorește să ridice pe ceilalți din jurul lui. Își dorește ca să spună vorbe de încurajare, vorbe de îmbărbătare. Domnul să ne întărească. La fapte nu cred că ar trebui să mai vorbim. Nu ar mai trebui, cred că, să avem probleme în direcția asta, curvie și așa mai departe. Dar vorbește și Apostolul Pavel în direcția aceasta a faptelor Roman 13, de la versetul 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Și îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Cam asta e purtarea sfântă și faptele sfinte. Domnul să ne întărească, Domnul să ne binecuvinteze în direcția aceasta, să fim dintre aceia care trăim sfinți și curați. Versetele de mai jos din 1 Petru pe care le-am citit vorbește să ne purtăm cu frică, știind că Dumnezeu Tatăl, noi care îi spunem lui Dumnezeu Tatăl, este judecătorul care va judeca fără părtinire pe fiecare dintre noi. Să ne purtăm cu frică în pribegia noastră pe acest pământ, căci n-am fost răscumpărați cu un preț care să-l putem plăti înapoi, adică cu argint, cu aur, cu bogății. Și am fost răscumpărați cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dacă vom da cu piciorul și dacă nu vom, ne vom raporta cu frică și cu respect la jertfa Domnului și cu credință în El, sfârșitul nostru nu va fi în împărăția cerurilor. Pentru toți cei care l-au respins pe Iisus Hristos și nu l-au acceptat, și s-au jucat cu pocăința, sau poate nici n-au acceptat-o, n-au vrut să ajută, să audă. Va fi o zi în care Dumnezeu îi va judeca. Dar slăvit să fie Domnul că suntem în casa Lui și putem să auzim cuvintele Lui, putem să ne sfințim, putem să ne apropiem de El. Am să închei cu o mărturie din viața mea. Fratele Iulian a spus marți, ca să nu vorbim despre ceea ce am făcut noi. Asta nu e cu treaba asta, nu mă pot lăuda, dar cred că va prinde bine fiecăruia dintre noi. Cu privire la sfințire, acum o lună și ceva, într-o seară, mai exact într-o miercuri seara,
din greșeală, că eu nu prea urmăresc știrile și comunicatele de presă, am dat peste comunicatul de presă, și anume că restricțiile vor fi la ora 22, nu vor mai fi la ora 23, și în zonele în care rata de infectare este mai mare, se poate ridica chiar la ora 20 și așa mai departe. Și lucrul ăsta m-a mâniat. Cum își permit ei ca să ne ia din timpul nostru, mai putem să venim la biserică și așa mai departe. Și în clipa aceea și în momentul acela eu n-am realizat. Dar am deschis ușa să intre în viața mea mânia. Și cu toate că Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat, n-am băgat de seamă. Și am spus că cumva e dreptul meu să mă mâniu. Cum își permit ei să facă cu tare și cu tare lucru fără să le pese de populație. Și am zis că e ceva normal, că e ceva potrivit, dar n-am scos afară și nu mi-am cerut iertare Domnului pentru că m-am mâniat în clipele acelea. Vineri, în acea săptămână, după două zile, într-o situație în care am fost mai vulnerabil, acea mânie care părea camuflată și bună s-a transformat într-o mânie rea. Și prin vorbele mele a rănit pe cineva drag din casă și nu mi-am dat seama atunci de ce am făcut. După câteva minute am realizat, am spus că pe ăsta nu e un comportament bun, m-am dus, mi-am cerut iertare, m-am plecat înaintea Domnului pe genunchi, mi-am cerut iertare, lucrurile s-au rezolvat. Dar am rămas cu întrebarea asta câteva zile după eveniment. Ce s-a întâmplat? Nu mai m-am mâniat și n-am mai spus vorbe și n-am mai strigat de mult timp. Cum s-a întâmplat fix astăzi? Cum s-a întâmplat fix azi? Și mult timp m-am măcinat întrebarea asta până când am primit răspuns. În miercurea aia, în loc să mustru duhul de mânie și să spun că nu primesc și în loc să mă împotrivesc celui rău, eu cumva am dat mâna cu el și am spus, e un sol acelui rău, dar pare că am umflat bun. Și în momentul în care am fost vulnerabil, s-a ridicat împotriva mea și m-a lovit și m-a dărâmat, vorbind spiritual. Aș vrea ca să fim atenți la orice și retric care vine din partea celui rău, la orice care pare camuflat, orice care pare în zona gri, să le dăm la o parte. Dacă ai avut probleme cu bârfa înainte, nu spune nici în glumă ceva despre fratele tău, că în momentul în care spui ceva în glumă, care ți se pare ceva inofensiv, cel rău face un plan ca să te doboare. Dacă ai avut probleme cu minciuna, cu pornografia sau cu orice altce lucru, blochează în totalitate lucrul ăsta. Zidește în jurul cetății tale, în jurul vieții tale, un zid ca protecție și nu lăsa pe cel rău să te doboare. E atât de ușor să fie cucerit o cetate care nu are ziduri. În zilele noastre nu mai sunt cetățile înconjurate de ziduri. Și putem intra și ieși când vrem, dar în lupta spirituală, în viața spirituală, într-un continuu război și luptă și cel rău în continuu vrea să atace viața ta, să fure sfințenia din viața ta, să te doboare și să te facă de râs. Dar noi să rămânem vegheatori, să zidim un zid în jurul nostru și să spunem, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, versetul 7, dacă nu greșesc. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Întotdeauna să fim atenți la viața noastră spirituală. Îi mulțumim lui Dumnezeu că el ne vorbește și el ne călăuzește și ne conștientizează de toate lucrurile. Îi mulțumim că ne descoperă și planurile celui rău și a doua oară când vine în același fel să ne lovească, știm cum să ne apărăm. Domnul să ne întărească, Domnul să ne binecuvinteze, să fim dintre aceia care rămânem sfinți. Ne-a rugat pentru sfințenie, ne-a sfințit viața. Și am spus și experiența asta poate ajută pe cineva ca să fie mai atent, să fii mai atenți când cel rău vine să fură sfințenia, să vină să fure curăția, să vină să aducă o pată pe haina asta albă pe care zilele acestea am curățit-o și am curățit-o. Să nu primim nimic care vine din partea celui rău și noi să fim dintre aceia care avem ochii ațintiți spre cer. Să nu uităm, Apostolul Petru le-a vorbit, cine îs, ce trebuie să facă și care este scopul lor și care este destinația lor. Știm ce trebuie să facem, să trăim în sfințenie, căci destinația și locul nostru este în împărăția cerurilor. Domnul să ne întărească și să ne binecuvinteze. Amin. Domnul ne vorbește în seara aceasta să fim sfinți. De ce? Pentru că El este sfânt. Și trebuie să fim cu El o veșnicie.
Domnul să ne întărească pe fiecare. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm în direcția aceasta. Fiecare în ce arie vede că este slab și avem fiecare punctele noastre slabe pe care le știm. Dacă nu le știi, analizează-ți viața și Domnul te va călăuzi să vezi. Și iau hotărâre în seara aceasta ca să fii mai atent și să zidești un zid acolo unde ai nevoie de apărare împotriva planurilor rășmașe. Haideți să ne rugăm fiecare. Da. De stăpânitorul lumii acesteia. Vrem, Doamne Dumnezeule, să avem nădejde în harul Tău care va fi arătat la revenirea Ta. Vrem, Doamne, să fim niște copii ascultători care nu suntem târâți în pofte și în patim ca și când ar fi fost în neștiință. Vrem, Doamne Dumnezeule, să fim sfinți pentru că Tu ești sfânt și pentru că pe pământul acesta suntem pribegi și călători și știm că într-o zi doar ceea ce este sfânt va rămâne în picioare. Vrem de asemenea, Doamne, să fim sfinți pentru că suntem răscumpărați prin sângele Tău și ne așteaptă împărăția alături de Tine. Îți mulțumim, Doamne. Sprijinește, Tată Ceresc, tineretul casei Tale, sprijinește părinții, familiile tinere, sprijinește pe cei în vârstă, dă biruință și binecuvântare, fiecare să fim în casa Ta și să fim în societate, în locurile de muncă, acolo unde ne-ai așezat sfinți și un exemplu. Doamne, venim și cu cauzele bisericii noastre, ne rugăm pentru David Daniel, te rugăm, Doamne Dumnezeule, să-i dai vindecare, ne rugăm pentru fratele But, te rugăm, Doamne, să dai eliberare, biruință și sănătate, ne rugăm pentru familia Moroti, întărește, Doamne, și dă vindecare. Doamne, binecuvintează-l pe fratele Ștefan și dă-i eliberare și în încercarea în care se află, dă-i întărire. Ne rugăm pentru Lidia, pentru Mihaela și pentru Natalia, care sunt bolnave în Germania. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să te înduri de ei. Doamne, îți mulțumim că până aici ne-ai păzit de acest virus. Te rog în continuare să ne păzești și să ne ocrotești. Doamne, acolo unde sunt frați și surori care încă care sunt infectați, te rugăm, Doamne Dumnezeule, să lași viață, ocrotire și binecuvântare. Încheiem, Doamne Dumnezeule, aceste zile de post și rugăciune în casa Ta. Vrem, Doamne Dumnezeule, să vedem roada binecuvântată a lucrării pe care Tu ai făcut-o în mijlocul nostru. Ne-am mărturisit înaintea Ta, ne-am smerit, ne pocăim, Doamne, căutăm sfințenia în viața noastră. Fă, Doamne Dumnezeule, noi facem ceea ce știm și ceea ce ne poruncești prin cuvântul Tău. Doamne, fă ceea ce ai făgăduit, pentru că Tu ești un Dumnezeu care nu minți, ești un Dumnezeu care nu ești plecat în călătorie, ești un Dumnezeu care nu ești mort, ci ești viu în vecii vecilor. De aceea lucrează cu putere prin Duhul Sfânt în mijlocul tinerilor, în familii, lucrează, Doamne Dumnezeule, prin slujitorii care vestesc cuvântul Tău și lasă mângâiere, biruință și binecuvântare acolo unde este suferință. Îndură-te în numele lui Iisus Hristos și dă-ne putere. Vrem niciunul să nu se piardă. Ne rugăm pentru credința noastră, pentru cei care au o credință slabă. Te rog, Doamne Dumnezeule, să întărești credința lor și să lași biruința Ta și binecuvântarea Ta. Mulțumim pentru seara aceasta, mulțumim pentru frații care ne-au slujit și mulțumesc pentru frații care și-au luat din timpul lor să stea înaintea Ta și să caute cuvânt și să le aducă înaintea noastră. Îți mulțumim, te rugăm să binecuvintești și să ne ridici la o treaptă mai înaltă, spre slava Ta, spre gloria Ta și onoarea numelui Tău. Îți mulțumim că ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și spre slava și gloria Lui. Amin. Vă invit să luați locurile. Mulțumim Domnului pentru seara asta. Avem câteva anunțuri. La intrare și la ieșire sunt două cutii pentru cei care vor să doneze pentru lucrarea de ajutorare pe care se desfășoară în mijlocul tinerilor. Am zis că cuplăm postul și rugăciunea cu această dărnicie pentru cei care vreți să o faceți.
Săptămâna viitoare, marți și sâmbătă, nu vom face întâlnire în casa Domnului, ci întâlnirile vor fi joi, când vom avea cina Domnului, și vineri, când va fi Vinerea Mare. Deci săptămâna viitoare, marți și sâmbătă, nu vom avea întâlnire, ci va fi joi și vineri și apoi duminica de înviere. Întâlnirile de după masă în biserică, de acum înainte, pentru că s-au ridicat restricțiile de la ora 20, vor fi de la ora, întâlnirile vor fi de la ora 18. Deci restricțiile sunt la 22 și atunci avem timp să ajungem și la casele noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească pe fiecare și să lase mânghiere și binecuvântare. Ieșirea o facem prin partea aceasta și Dumnezeu să ne ocrotească la casele noastre. Ne întâlnim mâine dimineață la cursurile de ucenicie, apoi în casa Domnului. Amin.